Salut, camarazi, bună dimineața! Pentru că sunt holtei și viața de holtei e mai brutală, mi-am pus un piept de găinușe și două copane la dezghețat și până să dezgheață, ca să fac, poate fac un orez cu piept de găină, copanele poate le fier și le mănânc cu mușdei, așa că am luat micul dejun la 11:30. Asta e, așa e viața de hoinar prin România. Am să vă explic în câteva cuvinte de cine e condusă România și de ce indivizi, că oameni nu poți să-i numești. Nu știu dacă voi vă mai aduceți aminte, dar au fost extrem de multe cazuri unde primari de la PSD sau și de, în general, PSD-iști, știți că ăștia sunt mai răiți, sunt comuniști de aia, habotnici, care au trecut la economia de cumetrie și au devenit baroni. Așa. Ăștia au și ei metehnele lor, nu? Cel puțin vreo 10 primari, între care și unul din Prahova. Ăsta a fost prins cu două minore în pat. Alții cu minor sau cu o minoră, că vedeți, s-au modernizat și comuniștii bolșevici, s-au modernizat, că de la Revoluția din octombrie 1917 au trecut 107 ani, nu? Deci a curs multă apă pe Dunăre și comuniștii au devenit mici burghezi, burghezi roșii. Așa, și obiceiurile și-au luat obiceiuri burgheze. Deci se dau la minore, la minori, deși au neveste și copii pe acasă, asta nu îi împiedică să dezbrace niște minore, niște minori. Deci ăștia sunt o parte din cei care, unii dintre voi, votați. Asta e o parte din realitatea României. Ăștia conduc României. Dacă ar fi fost un cioban, un țăran sau un șomer care făcea treaba asta, băga pușcărie de sărea capacele. Știți că una e dacă un șomer să culcă cu o minoră și una e dacă să culcă un primar cu o minoră. Știți că legea în România e cu două viteze. Viteza aia mai mare pentru fraier, pentru prostime, și viteza aia mai mică pentru șmecherii, pentru ăștia din elita politică, fosta elită comunistă a lui Ceaușescu, membrii de partid ai Partidului Comunist, securiști, milițieni, uzlași și toate lichelele care au bântuit România 42 de ani în epoca comunistă și o mai bântuie și acum, sau copiilor. Așa că vorba aia, ce se naște din pisică, tot șoare își mănâncă. După aia am ajuns în situația care, zic eu, hilar, bizar, penibilă și nici nu mai... E un pic ca la Kafka, ca la Franz Kafka, celebru scriitor cehoslovac, e un pic absurd. Deci a apărut de curând niște filmulețe, asta înseamnă șantaj, pe mediul public, cum fostul prim-ministru al României, Bombonel, știți, care știți că are filetul pe stânga, nu pe dreapta, îl are pe stânga și are și gardă inversă. Așa, ăsta l-a dezvirginat pe urmașul lui, pe următorul prim-ministru, pe Viorel cu ochelari, știți, că Viorel și-a început cariera pe sub poduri la Paris, știți, dormea pe sub poduri, foame, sărăcie, nu știu ce, disperare. Într-o zi unul Bobeică, care și numele îl recomandă, nu numai vocea și talentul, și numele recomandă, Bobeică ăsta l-a pescuit sub un pod pe acolo, la Paris, nici nu mai contează pe sub ce pod. L-a luat, l-a îmbrăcat, l-a spălat, l-a pus și capră. Și după aia el a trimis pachetul fostul prim-ministru, Bombonel. Eu am stat cu el la Pârnaie, la Rahova. Dar bine, el ședea separat, că era vedete, era VIP. Noi eram muritorii de rând, el era VIP. Că și la pușcărie, nu se amestecă VIP-urile cu muritorii de rând, nu.
Vipurile sunt vipuri și la pușcărie, muritorii de rând, aia sunt la grămadă, știi? Așa, la înghesuială, ca sabelele. Deci, Bombonel l-a primit cadou pe Viorel, l-a pus capră și pentru că l-a pus capră, l-a după aia ajuns și prim-ministru și l-a însurat și de formă cu fata lui Sârbu, cu Daciana. Dar aia e pentru fraier, pentru galerie sau o fi și bi, dar lui îi place mai mult să fie fetiță, să stea capră. După aia, știți și voi că noi în România suntem pricopsiți rău. Avem cei mai mulți generali din Europa și din lume. Cred că dacă începe războiul, nici nu mai trebuie să facem trupe. Facem regimente de generali, că să ducă să bată, că băieții au ce să apere. Au salarii nesimțite, au pensii nesimțite, deci să duc să bată cu bazuca în mână, cu mitraliera, ca să-și apere privilegiile. Nu, noi sărăm tot ce să apărăm, să apărăm McDonald's sau să apărăm Mega. Alea nu-s românești, n-avem de ce să le apărăm, sunt tot ale lor. Înțelegeți? Deci avem o groază de general de ce? Armata română a fost pusă cu botul pe labe prin avansarea uneori și sărând rândurile, cum e cu generalul Coldea de la SRI, de la Securitate, care de major a fost făcut general, deși e ilegal, el trebuia să ajungă colonel și de acolo, locotenent colonel, colonel și de acolo putea să fie făcut general, dar nu. El, fiind un geniu mai mare decât Napoleon Bonaparte sau Alexandru cel Mare, dând major, a ajuns direct general cu 3 stele. Asta e minune pământească, cred că nu e niciun armată în lumea așa ceva. Și având mulți general și vă enumă numai câțiva, general de știe toată planeta, dar e generalul Izmană, Gabriel Oprea, care vindea izmene acum 20 de ani la armată și acum e general cu 3 stele. L-a omorât și pe copilul ăla de la poliție, care l-a trimis în față cu motocicleta și a intrat în groapa aia și a frânt gâtul, n-a răspuns niciodată, că el se grăbea să ajungă la amantă, nu în altă parte, la amantă se grăbea. După aia, generalul Anghel Iordănescu și ăsta faimos cu bătăliile cucerite, mai faimos ca Ștefan cel Mare, general fotbalist. Cred că ăla nu știe nici să comande un pluton. Așa. După aia Onțanu, și el e general, sau cel puțin colonel, foștii primari după în capitală, cam toți au grade. Generalul Ilie Năstase, ăsta iarăși faimos pentru bătăliile lui de la Termopile, de la Mărășești, cel mai faimos general al României, Ilie Năstase. După aia, Madame General, Elisabeta Lipă, și asta faimoasă, a luptat la Mărășești, la Verdun, la Termopile, a luptat și la Mohaci. A luptat peste tot Madame General, Elisabeta Lipă. Asta toată viața ei a făcut bătături trăgând la rame, că a fost campioană. Și acum a devenit general, băi frate, a tras atât la rame până a ajuns general. Așa, comandă sportivi acum și le mai bagă și mâna pe buzunar, știți că așa e, că bugetul sportiv al României e de 1 miliard, dar e așa de mare ca să poată să fure și băieții, mai bagă la partid, la o chermeză, la o parașută, la o beție acolo și știți, la niște afișe. Ia de la fraierii de român, că țugulanul român înghite ca guguștucul, tot ce îi pui în față înghite nemestecat, știi? Bă, frate, mai treziți-vă și voi, băi, țugulanilor români, că o să ajungem, nu Bangladesh, o să ajungem mai rău ca Sri Lanka, ca, eu știu, ultima țară de pe planetă, mai rău ca aia o să ajungem, băi, cu atâția general, cu atâția miniștri care au filetul pe stânga, cu atâtea panarame și după aia, părerea mea proprie și personală, cred că avem și mulți drogați, și în Parlament, și în Senat, și în Camera Deputaților, că
Nu sunt numai dinozauri de aia vechi din Partidul Comunist, vopsiți PSD-iști sau PNL-iști sau țărăniști. Sau... Nu, ăștia după la USR, ăștia sunt moderni, sunt cu filetul pe stânga, cu nu știu ce, știi, cu alea, nu, cu curcubeu. M-aș mira ca unii dintre ei să nu fie, că în patru labe stau mulți, adică capră, cum să zice. M-aș mira ca mulți dintre ei să nu tragă și pe nas, știți? Adică să fie drogați. Eu aș fi de acord să bag mâna în foc precum celebrul legionar roman Mucius Scaevola, care și-a băgat mâna stângă în foc pentru că ceilalți legionari, camarazii lui, nu-l credeau, ziceau că minte, ca să le arată că nu minte, și-a băgat mâna stângă în foc. Așa și eu aș băga mâna în foc că între cei care, văd, Doamne, conduc România, sunt foarte mulți care au filetul pe stânga, femeile trag la femei, ne mai vorbim de alcoolici, că sunt o groază de alcoolici pe acolo, că altfel nu se poate. De multe ori au fost prinși și corupți și beți și nu știu ce și drogați. Dacă mai țineți minte celebrul caz Băureanu, ăla care a fost fostul bărbat al lui Valentina Pelinel, ăla și beat sărea mereu la bătaie, acum s-a dat la fund, dar bani are destul, că nemunciți, știți? Deci am vrut să vă informez, băi camarazi, de cine suntem conduși, pe cine aleg o parte dintre voi. Și că indivizii ăștia n-au nimica nici pentru voi, nici pentru noi, pentru nimeni. Ei sunt acolo doar să-și umple traistele și sacii cu bani. Nu dau 2 lei nici pe noi, nici pe România. Dumnezeul lor e banul, mamonul. Și e prost cine-i crede, băi, chiar foarte prost. În sensul ăsta, camarazi, vă pup cu drag, vă aștept la comentarii și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!